Toți cei 7 sportivi legitimați la secția de tir cu arcul la Sport Clubul Municipal Deva au urcat pe podiumul de premieră a campionatului național în sală pentru seniori, juniori, individual și pe echipe, care în acest an a avut loc la Iași. În total, arcașii deveni antrenați de Viorel Hăbian au țintit 6 medalii, între care 4 de aur și 2 de argint. Mai precis, arcașii deveni au dominat probele seniorilor la Arc Olimpic, probă în care au cucerit 3 titluri de campioni naționali prin Simona Borș la feminin, Răzvan Marcu la masculin și echipa de băieți formată din Daniel Călin, Sebastian Trestian și Răzvan Marcu. Cea de-a 4-a medalie de aur pentru SCM Deva a fost câștigată tot în echipă, dar la Arc Compound, de trioul masculin format din Gigi Pușcă, Radu și Alexandru Rădoi. Medaliile de argint au fost câștigate de juniorul Sebastian Trestian la Arc Olimpic și de perechea mixtă formată din Simona Boroș și Răzvan Marcu, tot la Arc Olimpic. La ediția din acest an a campionatului național de tir cu arcul în sală pentru seniori, juniori, individual și pe echipe organizat de Federația Română de Tir cu Arcul, au participat cei mai buni 66 de arcași legitimați la 10 cluburi.